Deschidem un eveniment deosebit de important și interesant în această seară. Este vorba de ultimul în această săptămână. Este vorba de lansarea unei reviste, căreia eu și cu siguranță și dumneavoastră îi urăm multe numere de acum înainte. Nu am ce să spun decât să dau cuvântul coordonatorilor acestei reviste. Este vorba de revista Misterele Dunării, în ediția întâi. În dreapta mea sunt domnul profesor Nicolae Ariton și Mihai Tiuliumeanu. Zilele trecute Facebook-ul mi-a adus aminte că exact acum un an am lansat aici, acum două zile, cred că pe 14 decembrie sau ceva de genul acesta, lucrarea Cazacii din Dobrogea, unde Mihai Tiuliumeanu face o analiză deosebit de interesantă și importantă a acestui fenomen cultural. Nu mă întârzi, ca mare dau cuvântul profesorului Nicolae Ariton, care să fie și anfitrionul acestui eveniment în această seară. Bună seara, bine ați venit, dragi prieteni, doar câteva cuvinte înainte de a începe activitatea, care țin să vă anunț că va fi foarte complexă. Avem și dansuri tătărești, o să dansăm și noi doi la un moment dat și poate pentru toți, ca să zic așa. Dar înainte de a începe, îl invit pe domnul primar să ne spună câteva cuvinte. De altă dată, nu mai vreau responsabilizează primărie și... În regulă, am aprofit de faptul că domnul Petru este în continuare aici și revin la întâlnirea de aseară, unde domnul Vorindu Vladimirov, dacă nu mă înșel, spunea că, de fapt, cei care sunt mult mai aplecați sau că le reușește într-o măsură mult mai mare scrisul, sunt de regulă cadre didactice și în speță profesori de limba română. S-a și spus că mai sunt și accidente climatice, dacă mi este permisă exprimarea așa, și de alte profesii care reușesc în scris, ingineri, nu? Și geologi, da? Și evident că domnul Ariton, care deja este consacrat în ale scrisului, face parte din categoria celor care nu excepția întărește regula, pentru că și domnia sa, chiar dacă are calitate de cadru didactic, dar este de formație inginer. Deci domnul Petru și domnul inginer Ariton, iată că performează în ale scrisului. Se vede. No offense, sunt și eu inginer și parcă îmi vine să țin partea colegilor, nu? Iată ce întâmplare fericită, pentru că puțin mai devreme, în aceeași sală, începând cu ora 17, dacă nu mă înșel, a fost o întâlnire a comunității tătare, da? Care aducea cumva un omagiu, nu? Zilei de 13 decembrie, Ziua Națională a Tătarilor, și a fost invocată prezența acestei minorități etnice pe plaiurile noastre. Și, până la urmă, de ce nu tragismul existențial al tătarilor, pentru că și ei, alături de alte minorități sau de alte popoare, să spunem așa, au avut în istoria lor momente cruciale. În ceea ce înseamnă... Unde este acum, chiar. Da. În ceea ce înseamnă comunitatea tătară, chiar și acum, din păcate, ei se confruntă cu această deznaționalizare, nu? Pentru că nu e așa, 13 decembrie marchează, de fapt, primul guvern al statului tătar din Crimea, după care, la scurt timp, bolșevicii au ras cu totul și i-au trimis în cele patru zări. Și s-a evocat astăzi, nu întâmplător, nu? Și profit de faptul că domnul profesor Tiuliumeanu, profesor de istorie, practic, va prezenta ceea ce domnia sa, e clar că cunoaște mult mai bine decât noi istoria acestei comunități, dar s-au invocat personalități care sunt sigur că vor fi evocate și în această seară, precum Sari Saltac Babar, nu? O personalitate, un
sfânt recunoscut, ca să spunem așa, al comunității tătare și nu numai. Și iată cum spuneam, într-un mod fericit, aniversarea sau cumva omagierea de astăzi a comunității turco-tătare este completată de ceea ce vrem să facem în această seară și îi mulțumesc domnului profesor, îi mulțumesc și domnului profesor, domnului profesor inginer Nicolae Ariton, pentru faptul că, iată, nu odată, chiar de două, trei ori pe săptămână, domnia sa și colegii domniei sale ne invită la manifestări de asemenea ținută. Mulțumim frumos și felicitări amândorul de potrivă. Mulțumim frumos! În început am să vă spun o mică explicațiune privind ce s-a întâmplat înainte să apară această revistă și să vedeți cât de palpitantă a fost povestea, aproape ca și un thriller istoric. Dragi prieteni, trebuie să vă mulțumesc de la început că sunt uimit că un număr atât de mare, aici am exagerat puțin, de oameni au hotărât să participe la această lansare de revistă, chiar dacă este vorba despre una de istorie dobrogeană. Pentru că, numai așa, ce poate fi mai frumos decât o poveste cum este istoria, puncte, 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 păcat că este povestită de istorici. Deci, cum spuneam, uimire mare privind această banală lansare de revistă, în condițiile în care țara și implicit turcenii este cuprinsă de o adevărată convulsie politică, un fel de șoc anafilactic post-alegeri, aceasta însemnând că lucrurile nu stau chiar atât de rău și că ar mai fi o rază de speranță și pentru cultură, chiar dacă în cazul de față este vorba despre istoria locală și ceva mici încercări literare. Aceasta după ce în anul 2014, de exemplu, o carte prezidențială a depășit în tiraj, pas cu pas, toate cele aproape 500 de volume de poezie, chiar la un scor de 2-1, adică 100.000 de exemplare raportat la cele aproximativ 60.000 de exemplare care au însumat toate volumele de poezie românească din anul respectiv. Ca o simplă statistică. În acest context relativ straniu, nu puteam decât să vă felicităm că ați dat curs invitației de a participa la această revistă, rămânând suspendată întrebarea pe care mi-o adresez. Oare care dintre noi este mai ciudat? Dumneavoastră, că ați plecat de acasă pentru a veni la această acțiune, sau cele două personaje din fața dumneavoastră care au realizat-o? Pentru că a sosit timpul să vă spunem adevărul că revista Misterele Dunării, din mâinile dumneavoastră, de fapt după colțul ăla, este rodul muncii lui Mihai Tulimeanu și Nicolae Ariton. Și nu mă refer doar la articolele cuprinse în cele 100 de pagini, ci la tehnoredactare, editare, tipărire, inclusiv coperte. Bun, când zic tipărire, să nu vă închipuiți că cei doi autori stau aplicați deasupra unei mașini tipografice și culeg litere precum ilegaliștii de odinioară, care tipăreau ziare politice ascunși prin subsoluri umede. Între timp, tehnica a mai evoluat, au apărut tipografiile digitale, motiv pentru care a fost suficient să trimitem fișierele electronice ale revistei pe o adresă de mail la Iași, și banii de tipărire într-un cont, pentru ca peste câteva zile revistele să sosească la Tulcea cu un serviciu de curierat rapid. Să menționăm că lucrurile sunt puțin mai complicate decât v-am povestit, dar nu este momentul și nici locul să intrăm în prea multe detalii tehnice, având în vedere sărbătoarea acestei lansări la care suntem prezenți. Prima întrebare care se pune în mod firesc este motivul care i-a împins pe cei doi să editeze această revistă. Răspunsul meu sincer este Avana. Întrebați-l pe Mihai Tulimeanu. Pentru că este complotistul care a pus la cale toată povestea acestei reviste, eu, ca un reprezentant pesimist al generației mele, l-am privit cu o oarecare neîncredere pe tânărul prieten, gândindu-mă că am de-a face cu un alt proiect, din zecile care mi se propun anual și care nu se materializează niciunul. Numai că, de data aceasta, am dat-o în bară cu premoniția mea de astrolog pesimist, pentru că Mihai Tulimeanu, purtat de o energie nemai întâlnită la un profesor, fie el chiar de istorie,
A fost atât de insistent încât a trebuit să cedez, să batem palma și să pregătim articolele. Restul este meritul meu. Trebuie să recunosc o vinovăție că l-am fentat puțin, ca un bătrân autor târșit prin tot felul de publicații, adică n-am așternut la scris articolele, iar eu aveam deja pregătite 3 bucăți, pentru că tot timpul am o mică rezervă națională de articole pentru orice eventualitate, respectiv orice ofertă. Așa se face că în timp ce colaboratorul meu spărgea capul și pierdea nopțile cu scrisul, eu îmi vedeam liniștit de ale mele, adică de viitorul volum, care este aproape gata și se numește Vodka, un thriller istoric, o carte pe care o poți bea citind-o. Pe care intenționez să o lansez la Aquaserv, în semn de frondă, cu lansarea unei cărți despre alimentarea cu apă a orașului la Turcia, la care a participat o societate producătoare de vinuri. Revenind la revista noastră, bineînțeles că prietenul Mihai, după ce a început să scrie, nu mai reușea să se oprească. Astfel încât, la un moment dat, articolele mele nu mai aveau loc în cele 100 de pagini, iar puțin mai târziu, nici măcar ale lui. După ce ne-am dormit ca la piață, fiecare cu castraveții lui, dragi prieteni, am hotărât asupra acestui cuprins pe care îl vedeți materializat în prea frumoasa revistă. În concluzie, stimați invitați, aveți ocazia să citiți o sumă de articole, care de care mai interesant, despre istoria dobrogeană, cu mici extensii, un reportaj de detectivism istoric și o povestire, toate împănate cu imagini, care de care mai expresive, dintre care jumătate color, lucru care ne-a ruinat privind prețul de tipografie, care aproape s-a dublat. În mod normal, Mihai Tilimean a trebuit să fie plătit, măcar simbolic pentru munca depusă, dar scrisul nu se plătește, măcar pentru căratul cărți, cu cutiilor cu cărți, unde am participat și eu. Dar trebuie să recunosc că l-am păcălit din nou, pentru că este singura revistă unde nu veți găsi nu știu ce director general, comitet editorial, persoane de genul acesta, ci doar 2 redactori modești subsemnați. În concluzie, dacă avem de gând să clamăm Niscai Ban ca director de autor, efectiv nu vom avea cui să adresăm doleanța, decât eventual nouă înșine. Dragi prieteni, revista Misterele Dunării vă aparține și lucrul acesta sperăm să se repete în fiecare trimestru, de acum încolo. Să fiți sănătoși, să vă țină ochii, să citiți cât vă scrie Turimeanu și Aritor. La bună vedere! Sper că nu doar Turimeanu și Aritor vă scrie la revistă. Ne facem o invitație tuturor celor care împărtășesc preocupările noastre, pentru că proiectul Misterele Dunării a pornit din această preocupare de a scrie și de a publica. Bineînțeles, domnul Ariton, modest, ca de obicei, mi-a aruncat mie tot meritul. Este meritul nostru la mândurora. Am vorbit despre acest proiect sau despre un proiect asemănător încă de anul trecut, imediat după lansarea cărții mele. Nu aveam definitivat bine ideea. Apoi am pornit acum câteva luni și iată-ne aici. Dacă istoria, așa cum spunea domnul Ariton, e păcat că e scrisă de istorie și că altfel ar fi frumoasă, revista Misterele Dunării nu este o revistă de istorie. Este o revistă de cultură istorică. Încercăm a ne îndepărta de linia tradițională a materialismului, socialismului științific, care a făcut istoria, sau a adoptat așa un stil căunos de a scrie istorie, lipsind-o de anecdotic, de poveste, de fatalitate câteodată. Încercăm a descoperi și a scoate la iveală istorii și mistere din Dobrogea și nu numai din zona Dobrogei, din toată zona Dunării, așa cum domnul Ariton face deja lucrul acesta de ceva vreme pe blogul Misterele Dunării, pentru că începutul acolo este, pe blogul dumnealui. Am fost învățat și mi se spune mereu că Dobrogea este un model de toleranță, de respect reciproc, în care etniile trăiesc, eu știu, bună colaborare, este poate câteodată un clișeu, pentru că de-a lungul secolelor, poate comunitățile au fost închise. Ele nu s-au deschis pe ceilalți, s-au ignorat reciproc, câteodată n-a interesat pe nimeni ce se întâmplă dincolo de gardul vecinului. Acum, mai nou, comunitățile s-au deschis, iar deschizându-se, ele se confruntă cu o mare problemă, cea a pierderii tradițiilor.
pentru că trăim într-o Europa multietnică, multiculturală, într-o Europa minorităților, asta cel puțin la nivel declarativ. Simțim pe pielea noastră că această europenizare înseamnă de fapt o uniformizare și o pierdere, din păcate, a culturii minorităților. În acest proiect noi încercăm să salvăm ce se mai poate salva, așa cum am spus, să scoatem la lumina istoriei neștiute ale Dobrogei, povești cu turci, cu tătari, cu cerchezi, cu lazi, cu lipoveni, cu ucraineni. Iar în ceea ce privește toleranța, cred că un exemplu mai bun de toleranță nu poate fi altul decât Sarius sau Târg Baba, despre care am intrat domnul primar. Cel este personajul care, articolul nostru de fond al revistei, este istoriciște vorbind cel care a condus primele triburi de turci, turcomani, mai bine zis, turci rusi. Așa. În Dobrogea, primii coloniști care s-au așezat aici în secolul al XIII-lea, dar dincolo de personajul istoric, Sarius al Târg este un personaj absolut fascinant. Este un personaj de legendă și un personaj de epopee în același timp. Eu nu știu un alt personaj de epopee în acest spațiu sau poate în spațiu românesc. Pentru că există epopee, Sarius al Târg Name, da? Care povestește faptele lui Sarius al Târg. Câți dintre cei prezenți aici, în această sală, știu ceva despre Sarius al Târg? Din păcate, știm prea puțin. Mergând de la Tulcea spre Constanța, este un indicator care ne anunță că la Babadag se poate vizita Mormântul Sfântului și cam atât. Iar ajungând la Babadag, altă dată la Babadag, deasupra mormântului se afla un mausoleu impunător, construit de sultanul Bayezid al II-lea, Veli, după cucerirea chiriei cetății Ale. A dispărut și mausoleul, cum a dispărut și moscheea atașată mausoleului. Acum, deasupra mormântului, se află o clădire oarecum cenușie, într-o mahala care nici ea nu are un aer prea vesel. Și odată ce ajungi acolo, pleci puțin nălămurit. Ceea ce am încercat noi să facem, și în acest număr al revistei și în continuare, numărul următor, pentru că articolul este foarte mare, am încercat să scoatem acest personaj din uitare și să-l încadrăm într-o epocă istorică. Eu nu cunoșteam cartea doamnei Gülten, pe care doamna Gülten a tradus-o atunci când am apucat să scriu articolul. Am făcut cercetare pornind aproape de la nimic, de la foarte puțin, dar nu cred că articolul din Misterele Dunării se va bate foarte mult de la ceea ce veți găsi, ce se poate găsi în carte. Hagi Bektaş, Rumi Medlana, Enus Emre, sunt cei care au modelat spațiul anatolian în care a trăit Sarius al Târg înainte de venirea sa în Dobrogea. Și vom avea în seara aceasta un moment special dedicat și lui Rumi Medlana, pentru că mâine, nu? Mâine 17 decembrie, se comemorează moartea celui care a fost sufletul sufismului turc, noaptea nunții sale, a uniunii sale mistice cu Dumnezeu. Sufismul este fața frumoasă a islamului, pentru că islamul nu înseamnă numai ceea ce vedem la televizor, da? Numai violență. Islamul are o față frumoasă, o filozofie, da? Intima inimii, pentru că sufie este calea inimii, nu? Cei pe care i-am amintit și Sarius al Târg, la rândul lui, au promovat toleranța, înțelegerea între popoare, unitatea între religii, iubirea de Dumnezeu necondiționată, iubirea de aproape, iar învățăturile lor semănau la vremea aceea foarte mult cu creștinismul primelor secole. Și nu întâmplător, ei au fost urmați în timpul vieții și venerați după moarte ca sfinți, atât de musulmani, cât și de creștini și de evrei, lucru care, într-o așa măcare, măcare, care măsură s-a întâmplat și aici, în Dobrogea. O să o invit pe doamna Gülten Abdullah să vă vorbească puțin despre Sarius al Târg, dar până atunci,